Bună dimineața! În partea dreaptă a ecranului e un cod QR pe care dacă îl scanați cu telefonul mobil ajungeți pe site-ul știrilor ProTV la secțiunea dedicată unde veți găsi horoscopul de astăzi și mai multe detalii suplimentare pentru fiecare zodie în parte. Să vedem ce avem pentru azi, recuperări. Fecioara, o să fie mult de lucru, dar vor fi și bani, o să dezvoltați afacerile, că ați dat de oameni interesați de o colaborare sau pot fi mai multe și o să vă bucurați de succes. Balanța, la voi noutăți, apar oferte de lucru, ori fi și niște cursuri care or să vă acapareze cu totul, drept care o să fiți în formă și începeți o viață nouă. Scorpion, o să vină cineva în vizită și poate aflați un adevăr care să vă elibereze de o greutate de pe suflet, de acolo că v-ați consumat prea mult din punct de vedere emoțional. Săgetător, se poate să aveți alți șefi, să vi se ceară niște lucruri complicate la serviciu și să vă străduiți să vă achitați onorabil de toate îndatoririle. Capricorn, e posibil să luați niște bani și să achitați vreo rată sau o datorie mai veche, să nu avansați cu restanța după voi ca să fiți niște oameni liberi. Vărsător, o reușită, după o lungă tevatură și o să vă puteți reinventa, că aveți multe de arătat lumii, sunteți în formă și o să faceți impresie bună. Pești, o să vă contacteze niște angajatori ca să puneți și voi umărul la un proiect care va aduce satisfacții profesionale, bani și noi relații utile. Berbec, o întrevedere cu cineva care s-ar putea să vă ceară o șansă în plus și o să vă analizați și voi sentimentele să știți ce răspuns să-i dați persoanei cu pricina. Taur, vi se dau niște bani și o să vă puteți permite o excursie mâine, poi mâine pe undeva prin țară și o să vă întoarceți cu bateriile încărcate. Gemeni, se poate amâna o plecare în weekend, că o să vină cineva pe la voi, fie cu treabă, fie ca să stați la taclale, să vehiculați idei, strategii de tot felul. Rac, o să-i dați de capăt unei probleme financiare și faceți rost de bani de undeva, să achitați o factură sau poate să dați avansul pentru o casă. Leu, sunt activități de grup care ori să vă aducă satisfacții, ori să vă relaxeze și poate programați ceva pentru weekend, niște întruniri cu prieteni, colegi. Recuperări azi.